Acolo e M. M. Jos și sus Q. M și Q. Deci e vorba de asta. Jos. Și A. A, P și sus CD. C. Și e vorba de a scrie un cer. Tangent. În punctele astea. Cu centru, așa cum am fixat de aici. Da? Problema trebuie făcut de invers. Deci să n-am întâi cercul. Deci așa se face. Ca să vă iasă de perfect urmăr. Iată să... Trebuia un cer. Deci se pleacă de la cer de dat. De un copas? Nu, nu, am ieșit cu mine, din greu. Ești foarte grijă de ea, da? Da, ea îmi dă privoare, știți. Da, dar se ia să fie gura corect. Da, da, îi place așa să facă. Da. Yes. Ei, este perfectă. Da. Vă dați de atât de pasul ăsta, să dea. Da. Și acum, deci ca să vă iese neapărat așa, gândiți. Și duc că... S-a făcut un pix. Nu, Maria, mai tare de aștept să-ți facă ce ai. Las o să-și facă să-i pune. Maria, de ce ai de mare? Nu o să vezi așa ceva. E dormită să scrie. Nu, nu, deloc. Nu aștept. Nu aștept. Nu aștept. Ok, așa, 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 așa. Și acum, să zicem punctul de tangență, fixez și împart asta. Cam cât este aici, e și asta altă. Deci am... Dar cine este? Aria hașurată. E restul din afara cerului. Tot din afara cerului. Deci asta e hașurată. Adică un divapel cu afolorat. Deci... Aria... Aria
Deci 3,14 mai mic decât pi, mai mic decât 3,5. Așa? 3,15. Mai facem alea trapezului. Pentru alea cercului, da? Da. Alea cercului. Cum faci? Cum te scăzi brața? Păi din alea trapezului scădem alea fiecărui... Pe unde din ăla, așa la... Din șosfii de poate... Te rămâi așa la de la... Nu place ce. Vreau să-mi facă ce îmi trebuie. Trebuie cu curbilirea acolo. Păi care mai are acelui? A formulă. Păi... Deci are acelui, capul. Capul. Pier. Și pier. Nu știu pe rază, nu știu rază. Păi de ce se dă? Se dă A, B. Cine este M și N? M și B e mișcă? M și... P. E mijloc? Nu știu, voi răspundeți. Voi pe... Păi așa pare. Păi veniți cu justificări dacă așa. Pentru că omul e perpendicular pe AB și omul e și mijloc. Omul pe perpendicular pe AB. Și de ce la mijloc? Pentru că e tangent. A, e perpendicular asta, știm. De ce un mijloc de AB? Avem undeva specifica pe trapeze social? Da, da. În hipoteze, da? A, B, C, D, trapeze social. Bun. Și pentru că e trapeze social, rezultă că A, P, congruent cu P, B. A? P. A? P. P. P, așa? Da, congruent cu P, B. De ce? A și B nu la aceeași distanță față eu, B, față un punct. De la fi mijlocul. Păi avem adâra trucul mână. Da, dacă tu poți arăta că A, P, e cât P, B, atunci P este pe mediatoarea lui A. Sau D, M, cât M, C. D, D, M, cât M, C. Tot așa de bine. Știu că A, D, e congruent cu B, C. A? A, D, e congruent cu B, C. Știu asta. Știu unghiul că am un congruent cu unghiul CBM. Așa. Nu mai trebuie nimic din așa. Deci, ce vrei să arăți cu pe CBM? Este cu MC. Și te oprești la triunghiul DAM. Cu CMB. CMB. Despre care ai informații? AD congruent cu CB. AD cu CB. Unghiul de 45. Unghiul ăsta nu știu. Nu duci la pe 45, dar e un unghiul. Dar sunt concrete unghiuri. Așa? Da. Și mai trebuie ceva. Deci mai decât de o cam dată? Două. O latură și unghi. O latură și unghi. D, M, M, C, vreau să aflu. Așa? Aș mai avea M, M, B, Ș, vreau să aflu. Deci un unghi mai trebuie. Da.
DQ sunt oare egale? Așa pare. Așa pare. Mi-e desen așa. Ele sunt egale, că e vorba de tangente duse dintr-un punct exterior la cerc. DQ cu DQ sunt tangentele duse dintr-un punct exterior la cerc. Și cum poți să facă să sunt egale? Iată așa. Dacă vei lua spre comparare triunghiul DQO și cu DPO, DQO și cu DPO, sunt două triunghiuri deltoidice. Punctul de tangență, raza intertemporală. Sunt două triunghiuri deltoidice în care QO și QOP, QO și QOP sunt raze. QO și QOP sunt raze. Și mai DO, și pe DO e comună. Deci ai clar că DP, DQ este cât DP. Deci analog și sigur, analog și clar este cât mai Q. Și asta înseamnă că aici, dacă asta e râu mic, asta aici va fi tot râu mic. Foarte importantă chestia. Deci cum e? Deci dacă am notat-o pe DP cu râu mic, ca și cum ar fi dintr-un con, da? Asta e tot râu mic. Și asta, așa, dacă ne dăm râu mare, asta pe aici și tot râu mare. Da, acum totuși cum vă dați seama, cum văd jos din culoarea asta? Cum e râu mare, iertați-mă. Deci dacă am spus că distanța tangentele duse într-un punct exterior la cer sunt egale, da. Am și cu AQ sunt egale. Sunt egal. Și am dat cu R. A, l-am dat un alt cu R. Cu R, da. Aha. Deci, cum a făcut o legătură de asta. Tangentele dintr-un punct exterior la cer sunt egale. Păi și alea sunt dintr-un punct exterior la cer. Păi uite, din punctul A. Din punctul A. Am mâini perpendicular pe cer. Am mâini tangenta la cer. Și tangenta la cer e perpendicular pe rază. Adevărat, tangenta. E perpendiculară pe rază. Pe rază. A, nu-i tangenta. Dar tine și ce cu punctul ăla e tangent? Ia, nu înțelege. Ce înseamnă tangent? Da. Tangent înseamnă perpendicular, nu? Nu. Tangent înseamnă că ai cel într-un singur punct. Ai înțeles? E mult. Eu, dintr-un punct, deci dacă am un cer, Mirna, la cercul ăsta pot să duc dintr-un punct exterior, pot să fac cercul, dar pot să duc și, tangent. Practic, clipa în care cele două puncte se confundă, înseamnă un singur punct, înseamnă asta e tangentă. Deci o dreaptă dusă, fai cercul în două puncte distincte și atunci determină o coartă, da? Asta se cheamă coartă. Iar când cele două puncte coincid, adică tai mai, da? Într-un punct. Într-un singur punct, adică trebuie să coincide, este același punct, atunci să zici că e tangenta aceea. Aia e cercul într-un singur punct. Și așa cum se întâmplă coarda interpendicular pe mijlocul, adică raza interpendicular pe mijlocul cozii. Când au devenit cele două identice, fosta rază este în clipa de față perpendiculară pe tangent. Deci am mâini perpendiculară pe tangent. Am mâini perpendiculară pe pământ și mai e și IQ perpendiculară. Am mâini pe P. A. Da, am mâini pe pământ. Pe pământ. Pe pământ. Da. Da. Asta și e mai. Și cu QO e perpendiculară și pe DA. Da. Și în punctul de tangență. Și atunci rezultă că... Și atunci distanța asta am dintr-un punct exterior, da, până la locul tăia, e cam distanța asta cu notarea din place. Dar e ușor de făcut, că am arătat mai devreme. Așa. Că dacă luăm triunghiul QDO și DPO, deci pe cele două triunghiuri sunt dreptunghice, au pe DO comună, și QO cu P sunt dreptunghice, da. QO și P sunt raze. Sunt cer.
Dar a dătat o razinere, a dătat cu râmare. Și acum am tot cu râmare. Ei, am... Așa am vrut să vă întreb. Am... Ei, vă referiți acasă? Am. Așa, bun. Amic și venit ca să mai fie amic, asta este. Și asta este, ca să nu mai există confuzie, cu benic. Da? Și benic este asta. Ca să nu mai facem bolă. Da, confuzii, da, da. E, acum, ce pot să spun este că A plus B dă tocmai latura asta. Latura neparametră. A plus B, Miruna, da, face latura neparametră. D, A. A plus B, mic, A mic plus B mic egal cu A, D. Și A, D e dată problemă. 5, da. Egal cu BC. Egal cu BC și egal cu 5. Bine. BC și egal cu 5. Ce este neclar cu mine? Deci A plus B, A mutat, egal cu 5. Chestiile cu A și B, acum vreți să facă. Dar sunt egale, mama. A, e egal cu A. Pentru distanța de la un punct. Distanța de la un punct. La tangentă. Tangenții dintr-un punct exterior la cer sunt egale. Așa, secvențele astea. Deci tangente dintr-un punct exterior. Cercul. Așa. La cerc. Adică unde ating cercul. Ăla se gale. Deci A, nu e dat cu aia. Și nu dat cu amic. Deci A, Q e tangentă la cerc. Toată A, dă-i tangentă la cerc. Dreapta, asta e tangentă. Nu, tu-i tangentă, tu. Adică atinge cercul într-un singur punct. Asta înseamnă. Da. Ai înțeles? Mm-hmm. Și A, e tangentă la cerc în punctul M. Și A, B și C, C și C. Toate laturile sunt tangente la cerc. Că așa am zis că cercul este așa fel scris încât el e tangent la laturile... Da. Deci tangentele astea dintr-un punct exterior la cer sunt egale. Am arătat. Pentru un exemplu. Și acum... Și acum... Cu amic și B mic. Așa. Și deci A plus B face 5. Da. Pe de altă parte, dacă mă duc și fac asta în triunghiul ăsta aici, micuț, și notez ce... E. E. Cât este E B? E B este ca mărime toată asta MB MB da? MB minus PC da. Minus PC și egal cu MB este A A minus B. Adică 2 da. Minus B. Deci A minus B, da? Da. Asta da. Deci, cum mai ales ziceam la Germania minus R mic? Păi P, C, nu e 2 minus B? P, C... Nu e 2 minus B? De ce e 2 minus B? P, C este cât că... Le-am dat cu B și P. P, C, e tot B. Deci ăla e mijloc. Deci, B, dar mă, dacă e mijloc, la fel, deci, mă, și de etapa asta, etapa. Momentul ăsta este acel, este cel mai important, este să spunem că latura neparalelă a trapezului este semisuma, sau semisuma AB plus DC, sau altfel spus, AB plus B mic. Asta este. Dar o și știm ca valoare, să știți. O și știm poate mai bine, dar eu nu discut teoretica. Bine. Bun. Deci, ce am în clipa asta? Aveți că A minus B egal cu EB. A minus B egal cu EB. Și egal mai departe, cu A tot o știu, cât este A? Jumătate din AB. 4. 8, adică 4. Minus jumătate din DC. Minus 1. Și egal cu 3. Și EB. Deci EB-ul știu că este 3. Dar ce EB-ul știu? Da. 5. De unde știu? Din ipoteză. O știu din ipoteză că e vorba de BC, da? Da. CB este egal cu 5. Și acum, între unghiul CEB pot fi oprea
S-a pic Pitagora ca să aflu pe ce e. Dar nu punem în relațiile la două una cu alta, apropie egal cu 5, 7, B egal cu 3? Nu știu dacă am dat, eu am avut șanse că am concret aici. Bine. Te-am discutat teoretic ce se întâmplă acolo, dar nu știam date de probleme, n-am menționat. Așadar, în triunghiul, P, M, P, pot să spun că am pe EB, cât? EB 3, că CB este 5, și atunci, din știți ce știu, ce e egal cu 4, nu? 16 pe 4, da. Ce e egal cu 4. Că e A, la fel pe egal că, nu? Dar ce e de două ori pe M, de două ori rază a CB. Ce e egal cu 2, E. Și de aici unde rezultă că E egal cu 2. Îmi trebuia mie naza ca să afla recelul, v-am zis? Da. E pătrat. 4. Și egal cu mai departe, pi ori 2 la pătrat, 4. 4. 4. Și am aflat care. AC, cel triunghiul A e că? Ca să aflăm pe AC, ne ducem în triunghiul A. A e că? A, A e că. Deci știm pe că, știm pe A, E, aflăm pe A, C. Deci știm repede, deci în triunghiul care spunem? A e că. Triunghiul A e că. E că e egal cu 4. 4. A e egal cu A plus B, adică cu 5. A, E este egal cu? A e egal cu A plus B, adică cu 5. A plus B, adică 5. 5, corect. Așa rezultă în teoria Pitagora că AC este egal cu 25 plus 16. AC egal cu radical de 25 plus 16. Așa, care nu se pare să pare de rămâne așa. Da, am aflat. Bun, area... și ce acolo? Area porțiunii H-ului. Așa. Area porțiunii ca din area trapezului scădem area cercului și din area trapezului H-ului. Egal cu area lui. Egal cu baza mea. Area trapezului A de CD minus area cercului din centru. O și rază. O și rază, știm, raza am aflat-o mai devreme. 2. Da, și rază 2. Și egal cu baza mică, adică AB. 2B. AB 8. 8. 8. Plus baza mică, ai zis 2. 2. 2. Baza mai mică, baza mică, baza mică. Dar am dat totul, că e 4. Păi 4. Supra 2. Supra 2 minus. Minus 4pi. Minus 4pi. Și egal cu 10 ori 2, 20 minus 4pi, de un 4 ca 1. Deci 8 și cu 2, 10 ori 2, cât ce fie am? 10. 10. Minus 4pi. Da? Da. Dăm un 2 în factor și egal cu 2. 20 minus 4pi. 20? 8 și cu 2, 10 ori 2, 20. 20 minus 4 pi. Dă un 4 cu 4 comun. Deci egal cu 4 pe lângă. 4 pe lângă 5 minus pi. 5 minus pi. Centimetri? Centimetri pe care? Ai, pe clasă, e vorba de aia. Da. Centimetri pe clasă. Bun. Ei, trebuie să arătăm că acest număr este cuprins între, nu știu, 5. Nu, între 7,4 și 7,4. Dar mi se dă piul din intervalul ăla. Piul știm, domnul profesor. Așa. Cred că asta e valorificat. Să luăm mai întâi pi 3,4 și apoi 3,5, nu? Nu. Pi cuprins. Uite așa. Între, cât spune autorul, 3,14 și 3,5. Și 3,15. Și construim 4 pi. Dăm un minus 4. Mai întâi 5 minus. Dăm un minus 4 cu 1. Deci înmulțim cu minus în realitatea. Să avem că minus 3,14 mai mare decât pi, mai mare decât 3,14. Deci minus 3,14. Mai mare decât minus pi. Mai mare ca minus 3,5. Și pi
bine că puțin cu minus se schimbă sensul unei realități. Știm bine. Acum plus... Hai să primim miruna invers inegalită. Da. Adică minus 3,15. Mai mic decât minus pi. Și mai mic decât minus 3,14. Adunăm un 5 peste 12. Plus un 5. Facem pe... Nu. Și o să fie 1,85. Și vine 5 minus 3,15. Mai mic decât 5 minus pi. Mai mic decât 5 minus 3,14. Adică 1,85. Mai mic decât 5 minus pi. 1,86. Tot o depășim cu 4. 4. Bun. Ca să construim exact, avem 4,5 minus pi. Deci depășim cu 4 și apare. Și avem 7,4. 7,4 mai mic decât 4 pe lângă 5 minus pi. Mai mic decât 7,44. Asta e area hașurată. Și acum zicem 7,4 mai mic decât area hașurată. Mai mic decât 7,44. Da? Da. Deci am așa prins așa, așa trebuie redata. Deci am plecat de la pi că este cuprins între și am construit exact valoarea ariei, care e 5 minus pi, ori 4. E aproape 10 minus pi. Da? Ne oprim mai facem și pe da? Ne oprim mai și câte da, o mai cu toți. Da, serios. Tu dacă ne-ai scris de loc... Da, eu am scris, mă doare mâna. Dar câte pagini am scris? Da. Haideți să vedem ce am putut înțelege și de aici. Pi este... Aici i-ați învățat, deși nu le trebuia să le-ați adus aminte. Da, eu am folosit acest prilej. Da. Spune de tangentă. Habar n-aveam. Și ce să ne trebuia? Nu trebuia să l-a venit. N-am avut nevoie. N-am avut nevoie. Dar sunt cei paralel aia. Scoate, e B, nu ce e ăla. E o zi. Dar e foarte important pentru altul. Deci, pentru altă problemă, sigur că trebuie reținut. Așa. Ce e vă da 4 și nu e egal cu 2 ore? Ah, 2 ore. Adică era diametru. 2 ore. Deci, am făcut așa, dar avem egal. Nu am puteam să-mi văd de treabă și mergeam exact, dar mi-am folosit acest prilej și pentru arătarea. Că eu am întrebat, cum ar fi un care a probabil. Da. Deci con
Foarte important a fost acolo raportul. Fasarea înălțimii. Păi da, asta e direct proporționalitatea aia. Da. Mărimia. A, așa. Mărim direct și invers proporțional. Trebuie să spune ce poate. Mărim. Direct proporțional. Direct proporțional. Raportul arilor. Raportul de stăm, asemănare egal cu pătratul. Raportul de asemănare. Raportul volumelor. Secțiunea axială. Secțiunea axială. Care în caz în drum este chiar cine secțiunea axială drumului? Trapeziu. Trapeziu. De one. Da. Volumul drumului am zis. A scris și con. Funcții trigonometrice. Da, simplu. Funcții trigonometrice. Asta cu tangentele din punctul exterior la cer. Da. Că să fie egale. Tangente reduse din un punct exterior da. La cer. Sunt egale, se descrie în primul, nu? Da, azi de tot, cer, sunt egale. Da. Area cercului. Area trapezului. Area cercului. Area. Cercului. Cercului este domnul. A. A trapezului am mai avut. Cercului, da. A trapezului. Și inegalități, că n-am văzut de data. N-am stat de la trapezului, sunt. Și între chiar practic am avut o inegalitate. Inegalitate. Aici am avut un circuit de cartezi. Exact. S-a schimbat, exact. Deci, să ne urmărească și vor avea mai de învățat. La revedere, vă mulțumim de la sumea programat. Vă dorim o să ne plăcutăm pentru noi. Vă mulțumim de la și așa să fie. La revedere. Și așa